trasmesse numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Pentru că suntem în picioare și pentru că suntem la o comemorare a poetului Vasile Militaru, astăzi se împlinesc 60 de ani de la moartea martirică a poetului, vă rog să păstrăm un scurt moment de recunoaștere. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă Dumnezeu să vă binească. Vă rog să vă așezați. Așa cum am spus, 8 iulie 2019, se împlinesc 60 de ani de la moartea martirică a poetului Vasile Militaru. Este, dacă vreți, poate brandul nostru cultural, brandul nostru istoric, brandul nostru moral, aș forța și aș spune chiar brandul nostru educațional. O să vedeți că practic Vasile Militaru are foarte multe pilde pe partea aceasta a educației. Inițial, gândurile mele erau de altă factură. Intenționam să mergem la mormântul poetului Vasile Militaru. Nu am reușit să ne mobilizăm pentru acest demers un pic mai amplu. Și atunci am ales această formulă a spectacolului atelier. Cea mai mare calitate a poetului Vasile Militaru este sfințenia. Ne este greu să credem lucrul acesta, mai ales într-o perioadă când sfinții închisorilor din perioada aceea de tristă amintire nu prea sunt omagiați sau nu prea se vorbește despre capitolul acesta în istoria României, în istoria contemporană a României. Și cred că latura aceasta a sfințeniei trebuie mai mult aprofundată, pentru că asta a fost dorința soției, ca osemintele să fie mutate de la urnele mari în cimitirul Velu, pe Aleea Scriitorilor. Trupul poetului, asta într-o primă fază, în 1965, când România se pregătea pentru celebrul congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, trupul poetului a fost găsit neputrezit. Asta la vreo 6 ani de la moartea lui, din 1959. Deci se întâmpla asta în 1965. Mihai Eminescu se spune că este omul de plin al culturii române. Și atunci m-am gândit, bun, și despre Vasile Militaru ce putem să spunem? Și atunci am găsit această sintagmă, omul culturii divin ziditoare. Și o să vă mai spun câteva lucruri legate de aspectul acesta, dar haideți, așa cum am spus, să-i dăm cuvântul doamnei bibliotecar, care va face trecerea către momentele, va face trecerea către momentele artistice. Mulțumesc. Pentru că nu puteam începe altfel decât cu o poezie religioasă de-a lui Vasile Militaru. M-am gândit să începem cu o rugăciune către Maica Domnului. Prea curată, Maică, pururea fecioară, sufletul din mine nu-l lăsa să moară, ci revarsă sfântă peste el de sus, mina ta cea mare, mila lui Iisus. Îngeri împrejurul fă să se adune, să-mi arate calea către cele bune, să-mi îndrepte pașii pe cărarea milei și la ceasul nopții. Și la ceasul zilei să gonească toate duhurile rele ce pândesc în drumul viețuirii mele, bietului meu suflet, să-i dea viață nouă, să răsfrângă cerul ca un bob de rouă, frânt de umilință, cu adânci suspine, sufletul meu la tine vine să se închine, mila ta din ceruri peste el coboară, Maică preacurată, pururea fecioară.
mare, mic, împrejur că dau de muncă, dar voinicul de mai sus, ziua întreagă, dorm adus fără a lucra nimic. Iar când se trezea din somnul întotdeauna lung și greu, cel voinic, în gura mare, sutuia pe Dumnezeu. Am pierdut un sfert din viață de când mi la ta aștept, căci nerod credeam ce preoții din altare purul spun că Dumnezeu e drept și bun. Stăteam în față, Doamne, ți-a strigat cu mâna în piept, unde-ți este bunătatea? Cum ești milostiv și drept când atât mari de vreme sufletul din mine geme, purul mi-a ta cel nou în genunchi, cu ochii uzi, fără ca tu din a ta slavă să mă vezi sau să mă auzi? Cum ești drept când ai atâtor oameni aur și castele, fericit că ai nasă până dincolo de stele, pe când mie tu nu vrei să trăiesc de pas pe mâine decât coaja de mălai pe care o dai oricărui câine? Ce păcat fără pereche am putut cândva să fac de mă ține atâta vreme fără seamă de sărac? I-a răspuns atunci un șarpele sub niște flori de mac. Omule, de vrei tu galben o căldare acum stai? Îmi dai voie mâna dreaptă de la omul să-ți o tai? Mâna dreaptă, zise omul, dar ce crezi că am băut, laur? N-aș primi să-mi taie dreapta nici pe o butie de aur. Două butie sau, frate, dacă mintea nu-i lătângă, și mâna să staie nu dreapta, ci încălde mâna stângă. Să rămân schilor pe viață, să mă facă lumea ciung și cu șapte buți cu galben să mă îmbii și tot te arunc. Șapte butii voi da și acum socot că primești și o să-mi dai voie în schimb ochii să ți scot. Ochii mei, să vreau eu ochii pentru aur să-mi scoată și să nu mai văd câte sunt sufira toată, să mă închită în noaptea pe totdeauna și să nu mai văd apurul cerul, soarele și luna. E nebun, tu bade șarpe, și de încerci a doua oară să-mi cer ochii, oricât aur mi-ai dat schimb pe alor comoară, zata mea cu această bătă într-o clipă te omoară. Bine, de nu vrei nici ochii, iată, vorba mea se schimbă. Îți dau 10 buzi cu galbeni pe netremnica asta limbă. Cred că numai ai ce zici și că târgul s-a făcut. Să-mi dai limba, zici tu, șarpe, să rămâi pe viață mult, să nu mai gresc o vorbă ca măgare, apoi sărac, și să nu mai pot eu spune ce mă doare, ce mi-e drag. Pleacă, șarpe, că de uite că te tai cu acest baltag. Bine, am să plec, dar mai înainte, fiindcă ești așa sărac, cer din urmă încercare, orice ar fi, eu tot o fac. Uite, îți dau până estimate 90.000 de saci pentru întreaga sănătate. Cât ai? Așa mă placi? Poți să ai orice pe lume, însă pururea să zaci. Drept răspuns, atunci voinicul ridică baltagul în sus, însă șarpele scuipându-l l-a împietrit și apoi a spus: vezi, netremnică făptură, vierme păcătoși ești, cât de bun a fost cu tine cel din slăbile cerești. Nu ți-a dat comor, nici aur și nici castele, cum zici tu că a dat la alții să-i înalțe până la stele. Dar prin ceea ce ți-a dat, ești atât de bogat că n-ai vrut să dai nimic schimb pe marile în comori. Ba, ai vrut să mă omori, cu un topor să-mi bide hac. Iată, dar că tu n-ai drept pe cel sfânt să-l iei de piept și să-i strigi că e sărac.